Veste bună pentru melomani! Astfel, Primăria Municipiului Deva și Centrul Cultural Drăgan Muntean din Deva vă invită miercuri 28 aprilie, începând cu ora 18, la un concert de muzică de cameră susținut de Trio Petre. Evenimentul va fi transmis exclusiv online din sala Pro Arte a Colegiului Național Decebal și va putea fi urmărit live pe pagina de Facebook a Centrului Cultural Drăgan Muntean Deva. Concertul de coarde Trio Petre va fi în transmisiune directă pe pagina de Facebook a Centrului Cultural Drăgan Muntean Deva și va fi transmis din sala Pro Arte a Colegiului Național Decebal și va fi fără public, din păcate. Programul de sală pe care îl va susține Trio Petre este adaptat special pentru sărbătorile pascale și vor cuprinde niște piese deosebite și speciale pentru această sărbătoare. Îi dorim pe toți cei care doresc să vizioneze acest spectacol, îi așteptăm pe pagina de Facebook a centrului și pe această cale vreau să le doresc tuturor sărbători frumoase și luminate. Luminița Petre la vioară, Adrian Vasile la violă și Horațiu Ludușan la violoncel vor oferi spectatorilor virtuali piese ale unor compozitori celebri precum Johann Sebastian Bach sau Wolfgang Amadeus Mozart. Concert cu public al celor de la Trio Petre la Deva fusese programat și luna trecută, însă au fost amânate din cauza incidenței ridicate de COVID-19 din reședința de județ. Tot din acest motiv, concertul de miercuri 28 aprilie de la ora 18 va putea fi urmărit doar online.